astăzi, în acest episod, Vlăduț a revenit la tatăl său strict după ce acesta a reușit să-și îndeplinească visul în care tatăl său nu a avut încredere niciodată. A făcut o mare greșeală că s-a reîntors. Uitați-vă până la final. Aolea, bă, totuși nu cream că se va mai întâmpla ziua aceasta să mă întorc la tatăl meu acasă. Sper totuși că fac alegerea potrivită, că nu știu sincer ce aș putea să zic, dar uitați-vă, eu i-am promisat, adică i-am zis, bă, tată, lasă-mă, nu mă, deci tatăl meu nu mă susținea absolut deloc cu pianul, dar uitați-vă, am luat și pianul după mine, practic ambele două pe care eu le-am prin casă la mine, preferatele mele le-am luat după mine și am aici banii pe care eu i-am câștigat din pian. Am făcut niște bani, tatăl meu niciodată nu a crezut în mine. Acum hai să vedem. Mă, cred că e tot. Un cadou de bun venit, ia ce cadou ăsta. Oh, un diamant frumos, ia-l tu, tată, că n-am eu nevoie de așa ceva. Pentru că ia uite, tată, ce am eu aici. Uite-te câți bani am eu aici, tată. Mai știi tu, de unde crezi tu că am eu toți banii ăștia? Ia spune-mi, de unde crezi tu? Bă, ești toți, bă, ia budi, ia și masca asta, bă, dar tu de unde frumă banii ăia, bă? Ce-mi dai mie masca asta de criminal, tată? Ce să fac eu cu masca asta? Doamne ferește, tată, ia masca aia înapoi, doamne ferește. Mă, tată, ia, de unde crezi tu că am eu atâția bani? Ia spune-mi și mie. Ai furat? Nu i-am furat, tată, ia, gândește-te. Ia, pleacă, mă, zici, bă. Mamă, bă, murgini, mamă, bă, de pufile, de pup. Mă, ce... Bă, ce rău, bă, dar prost, a rămas mai, cred, e mai prost decât, de fapt, era el mai rău, dar parcă cum apare mult prea prost, adică nu mai e doar prost și rău, e mai mult prost, pe bune, adică nu înțeleg, unde s-a trebuit? Bă, copile, ce-ți bă, a, mi-a făcut prost copile, fii antele copile, atât de dungă, asta, stai că mai supăra, mă, ia s-a tot eu să-i las, că vezi. Bă, tată, alo, tată, unde ai dus, tată, unde ai dus, că vreau să vorbesc ceva cu tine, tată, ia vin aici puțin în bucătărie, tată, cam ceva, ia, mamă, cum era totul. Da, mă, dar totul a rămas totul la fel aici, camera frumos, casa aici, frumos, totul, toată bucătăria, partea asta, tată, unde te-ai dus? Bă, copile, ia vină tu în bucătărie, asta, ia hai tu în bucătărie, ia vină tu în bucătărie, că deja mă enervezi. Gata, am venit în bucătărie, păi și tu unde ești, tată, că eu sunt în bucătărie, tu nu ești aici, hai că mă pun jos pe scaun, tu unde ești? Păi fii antenă, copile, nici fii antenă, tu pe mine că mă enervezi, fii antenă, vreau ca tu să-mi ai toți banii. Ce, tata, stai puțin, vorbă, ia vină puțin, ce spui tu acolo? Vladus, fii antenă, vreau ca tu să zici în camera ta, bă, nu pune-mă la vloc, că să-mi dai banii. Ce bani să-ți dau, tata, stai puțin, de ce să-ți dai eu banii ăștia? Dar, în primul rând, tata, uite, am întrebat ceva, mai ții tu mie, te-am întrebat de unde crezi tu că am eu banii ăștia, tu ești că am furat, ok, nu, n-am făcut asta. Aolea, bă, tata, gen, tu chiar nu mai știi motivul pentru care eu am plecat de aici, din casă, de la tine? Nu mai știu. Păi, poftim, tata. Ești cântăreț, de care ești? Da, tata, cu pian, ia uite, am luat și pianul, uite, am unul mai mic, unul mai mare, am luat două pianuri, după mine piane, nici nu mai știu cum să mai zice, tata, nu mă interesează. Bă, treaba e că, uite, aici am foarte mulți bani, tata, tu niciodată n-ai crezut în mine și eu de asta am plecat, că tu îmi furai pianul și tata, tu niciodată n-ai crezut în mine și, uite, îți dau și-o ție, tata, că eu sunt un fiu bun, tata, ia, poftim și ție aici niște bani, nu, tata? Așa te vreau și ia fiu tu, că aceea tu te bă de aici. Aolea, tată, nu te înțeleg, tată, ce ai, tată, dar stai puțin, ia vină, unde te-ai dus, tată, ia, vreau și eu să discut ceva cu tine, tată, unde ești, tată, unde ești, că nu te văd, nu știu unde e, nu pot să te văd eu prin pereți, unde te-ai dus, nu ești în unde te-ai dus, mă, tată, bă, tată, cred, stai puțin, tată, vreau și eu să vorbesc ceva cu tine, dar nu se mai poate așa ceva, eu nu te înțeleg, tată, ce ai tu ești așa, bă, tată, credeam și eu că ești mai înțelegător, că ești mai altfel, dar nu înțeleg, parcă ești mai prost lac decât era atunci, adică atunci era... Ce ai zis, copile, fii antenă, copile, eu zici să treci mai repede în camera ta, până nu te pedepsesc. Bine, tată, da, fii atent, hai să-ți arăt ce am învățat eu, vrei să arăt? Nu vreau să-mi vin, hai, arată-mi, că dacă nu, oricum ești unde adoptat, ești, hai! Dată, vino, bine că sunt eu adoptat, bravo, măcar eu știu să mă întrețin singur, nu ca tine, vai de capul tău. Și sunt curios de ceva, în primul rând, hai să-ți arăt, primul pian, practic, îl punem pe ăla de la aveam noi aici mereu, dar stai puțin, tată, că trebuie să-l poziționez, eu să-l poziționez, să-l punem aici, în partea asta, foarte frumos, tată, dacă mai ajutași tu, ar fi bine. Și al doilea, îl punem în partea aceasta, acest este al doilea pian care este un dita mai pian și fii atent, asta e pian?
Nu, tata. Asta e vioara. Ce vioara? Ia, ascultă, fii atent. Auzi, tata. Ia. Îți place cum cânt? Îți place? Ia zi, tata. Mamă, fiule, da, îmi place, dar fii antenă, fiule, ia tot de din ta. Mă, tată, vine înapoi, lasă-mă să-ți arăt și celălalt pian, că ți-am arătat doar unul cu când la el. A, bine, da, frate, și Lamborghini și mașina și acum mă duc să le vând pentru 1000 de lei. Ce mașină? Bă, prost e taică, alea erau mașinile lui sau nu știu ale cui erau, dar eu n-am venit cu mașina, am venit tot cu bicicleta, cu aceeași bicicletă cu care am plecat atunci. Nu înțeleg ce face, dar în fine, ia mă, sunt eu curios, ce se mai întâmplă prin casa asta, ce a mai făcut tatăl meu? Ia, în partea asta, ok, asta e așa, eu sunt curios de ceva, cum arată partea asta de sus la calculator? Vedem că toate astea au rămas aici, nu mai prindă cabă, toate mizerii, toate astea și aici, bă, nu cred așa ceva, deci... Încă tatăl meu, taică meu încă nu a pus, încă, deci a rămas așa, bă, cum poate el să stea așa, mă mir că n-a intrat nimic pe aici, vreun șoarece, vreo pasăre, vreo ceva, n-a intrat nici frigul și toate alea, că a trecut iarna, au trecut toate alea timpurile și calculatorile încă sunt intacte, mă, ce-a lămat? Tată, unde ești, tată? Oh, bă, da, trebuie să-l aștept acum să vină acasă, hai că mă pun în patul lui aici, să dorm și eu puțin. Oh. Ce faci tu, mă? Bă, ce faci, bă, te pe patul meu, copile? Bă, copile, dar nu mă geam, băi, și nici să zic. Bă, tată, dar mai tare, tată, că deja mai nervezi, ia vină puțin. Ia, hai că avem ceva de discutat, tată, că deja nu se mai poate. Nu mai, nu, eu gata, am devenit băiat mare, acum nu mai stau să aud la comenzile tale. Ce se întâmplă aici? Nu, de ce ai făcut geamul? Gata, mă, tată, ce toamne iartă mă faci, bă, tată, bă, dai probleme, în fine, ia așa, ia spune și mie, zi-mi un motiv pentru care a trebuit să mai trăiesc eu cu tine aici în casă. Păi fii antină, bă, ăsta, bă, vânăduce, tu nu trebuie să trăiești. Da, nu mai, da, domne, bă, tată, cred că mă nervi și o să-ți dau foc la toată casa, o să-ți explodezi casa, să rămâi fără nimic, că văd că tu nu ești în stare să faci locul ăsta, să pui aici niște de-astea, ia, stai cum sună. Bă, da, pleacă! Gata, cine sună, mă, ia să vedem. Alo, da? Protecția copilor, da? A zis să-l fie pe Vlăduț, bine, că mă aștepa, așa. Bă, Vlăduț, și eu întreb, bă, Vlăduț, vreau să-i tata, ce protecția copilului, că eu am peste 18 ani acum. Eu deja sunt independent, nu mai trăiesc cu tine în casă, ai uitat? Da, pe pleacă, ce cauți aici? Bă, Cornele, bă, da, ai probleme. Bă, cum adică ce cauți aici, tata? Nu, tata, știi de ce am venit aici? Am venit în primul rând, ți-am dat niște bani, nu mi-ai mulțumit. În al doilea rând, eu am venit ca să-ți arăt faptul că tu niciodată n-ai crezut în mine și eu ți-am arătat contrariul. Că eu o să reușesc, da? Eu asta ți-am arătat că o să reușesc cu pianul. Acum vreau să-mi dai pianul înapoi. Nu mă interesează, dă-mi pianul. Ți-am dat două chestii, trebuie să mi le dai înapoi. Adică nu ți le-am dat eu... Aolo, bă, cred că a fost o greșeală mare să vin aici. Acum trebuie să aștept după pianurile mele. Sau cu nici nu mai știu cum... Pianuri, nici nu mai știu cu pianuri. Cred că se mai zice, nici nu mai știu. Deja sunt căpiat în ultimul hal. Nu mai înțeleg nimic. A, nici aici n-a făcut fereastra la mine în cameră. Hai să-l zic aici, înțeleg. Dar acolo sus când stătea și el la calculator în partea aia, chiar nu pot să înțeleg. Adică, bă, dar ăsta chiar n-are grijă deloc. Mă mir de ce maică-mea nu mai trăiește cu el, sincer. Adică nu mă miră. Nu mă miră nimic, sincer. Chiar nu mă mai miră nimic în legătură cu tatăl meu, sincer. Ești la tine, bă, vreau ca tu să faci niște ca să-i pierde înapoi, înțeles? Ce zici, tata, acolo, tată? Ia, nu știu, tată, nu, chiar nu te înțeleg, tată. De ce mi-ai luat pianul? Ia, dă-mi pianul. De fapt, pianele, dă-mi-le înapoi. Ce faci tu cu ele? După ce ți-am dat banii pe care i-am făcut cu ajutorul pianului acesta, eu ți-am dat banii și tu ce faci? De ce nu-mi dai pianul înapoi? De ce nu-mi dai pianele înapoi? Ia, tată, cu tine vorbesc. Tată, vino aici, am zis. Bă, cu cinci... Ce să mai fac, mă, cu omul ăsta, mă? Ce să mai fac? Ce vrei, tată? Ce vrei? Ce e asta? Păi și antena v-a dus, că timp de ai fost plecat, eu am făcut în grădină, dar am făcut aici o piscină, ca să ne mănâncem, ca să te mănâncești. Ce mănâncești? Ce zici acolo? Am făcut o piscină ca să te mănâncești tu în ea. Ai făcut o piscină ca eu să mă mănâncesc în ea. Asta e piscină la tine. Vrei să-mi spui tu mie că asta e piscină și eu să mă mănâncesc în ea. Ai pretenția ca eu să mă mănâncesc în această piscină, da? Da. În primul rând, tu nu vezi, nu ferește, ce sunt buruienile astea pe aici, abdăr, tu ăsta, tu nămolul, toate prostiile, mă, tate, tu ai avut grijă măcar de asta și în primul rând, ce e asta că ai săpat doar o groapă și pun niște apă peste? Vrei sau nu? Ce să vreau? Pianele? Pianele, normal că le vreau, logic, sunt ale mele, că le-am făcut... Cum adică să sar? Mă, tată. Vrei să iau bol de la apa asta, pe bune? Dacă nu, fii atent, dacă nu, o să sar în apă cu pianele tale.
Cine stric? Sare în apă cu pianul meu? Bine, tată. Da. Bine, 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 am înțeles. La... Omule, bă, tată, dă tomule. Mă, tată, ce toamne iar... Tată, dă-mi pianul înapoi, după ce că ți-am... Eu am venit aici ca să mă... Tată, am venit aici la tine ca să-ți arăt faptul că... Trebuie să mă prins! Mă, tată, tu ești copil sau ce? Cum adică trebuie să te primă, tată? Bă, tată, nu te înțeleg. Bă, bă, cea mai prostă idee că am revenit aici. Nu știu de ce am revenit, dar cea mai prostă idee din lume. Tată, unde ești? Tată, unde te-ai dus? Că nu te înțeleg, tată. Vreau să vorbim ceva. O, să trăiești, doamne. Ia, mă, că mă bag aici să mă... ia să cânt și eu la chitară, ia. Hai că nu merge nici chitara, alta nu merge nimic aici la familia lui taică mea. Deja nu mai, deci chiar nu mai supăr nimic. Bă, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac. Unde să mă duc, mă? Tată, unde te-ai dus? Tată, unde ești? Tată? 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 Bă, unde ești, mă? Unde ești, mă, tată? Ce înseamnă asta? Fiantele, Beblos, fiantele! Tu, primul challenge, live-ul, e dat test! Ce vorbești acolo, tată? Doamne, mă enervezi, ce zici acolo? Schimb litele de a doua în pendală! Ce zici acolo? Deci, fiantele, fiule, tu, primul challenge, ai făcut! Bă, tată, dacă nu știi să vorbești, trebuie să te duci la școală, tată, eu nu știu să vorbești, nu înțeleg nimic, ai și tu o dicție, vai de capul ei! Bă, ce... Tată, dă-mi pianul înapoi, că eu plec acasă. Am venit aici ca să-ți arăt, practic, eu am reușit să fac bani din pian, să mă întrețin și ți-am dat și ție niște bani și tu ce faci? Hai, dă-mi pianul înapoi, că plec acasă, nu mai stau aici, pe bune. Nu, dacă vrei pianul înapoi, trebuie să faci 3 challenge-uri. Și tu primul challenge l-ai făcut cu bifă. Ce challenge-uri trebuie să fac, tată? Și ce challenge am făcut cu bifă? Să te arunci în piscină. Așa, și altceva? Acum, al doilea challenge este să mă bat la un meci de Fortnite. Să te bat la un meci de Fortnite, hai mă, tată, pe bune, chiar așa. Bă, tată, ești mai rău ca aia mici, ia mă să te văd, hai mă, hai, fraiere, hai, tată, hai. Vai, de capul tău ești, tată, hai, al treilea challenge, hai, al treilea challenge, care e al treilea challenge, ce mai vrei? Ia, vină mă, ești gata? Ești gata? Ce? Mă, tată, dar vine puțin, că am ceva să discut cu tine. Tată, vino aici. Bă, deci, eu nu înțeleg de ce n-a reparat tatăl meu ăsta. Tată, unde te-ai dus? Așa. Tată, spune și mie, de ce n-ai reparat? De ce n-ai reparat? Te broșești! Aici, ești ca antilovlut, al treilea challenge este... O să spun câteva întrebări, o să spun 5 întrebări. Tu dacă spui 3 corecte din de la 5, o să-ți iei bine înapoi. Ce, mă? Îmi pui 5 întrebări și trebuie să răspund la 3 corecte ca să-mi iau pianul înapoi? Da. Ce? Da, bun, întrebarea 1. Eu sunt tatăl tău preferat, nu? Bă, tu cred că ai probleme, tată. Cum adică să mă întreb dacă eu sunt, dacă tu ești tatăl meu preferat? Bă, ești am un singur tată. Cum adică dacă tu ești tatăl meu preferat când eu am un singur tată? Da, și ăla, da, nu. Și pe ăla nu se poate asta chestia. Da, dacă e singur tată. Bun, a doua întrebare. Mă iubești sau nu? Dar ce sunt cu întrebările astea? Ai zis că trebuie să răspund cu corect. Astea sunt niște chestii, preferințele mele sau ceva de genul. Nu sunt... Nu faci, faci! Da. Da, așa, da, da, da. Tată, mă plictisești. Tată, am treabă de făcut. Trebuie să mă duc să exersez cu pianul. Așa, bravo, acum atingi. Bă, tată, dă-mi mă pianele alea înapoi, că am treabă. Trebuie să mă duc la presc. Trebuie să mă... A doua întrebare, o știi pe mama ta? Pa mama mea, normal că o știu, nu mai vreau să mai stau cu tine, oare de ce oare? Mamă, chiar e de mirare, de ce? Bun, a patra întrebare, te-ai aruncat pentru mine? Ce? Te-ai aruncat pentru mine? Da, dacă te-aș arunca, da, uite, te-am aruncat, gata! Le duci în pare, nu le duci, da, gata cu pianele, gata cu pianele tale! Tată? Tată, uite-te în spate! Atâta zic! Tată! 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 Le duci! Hai încoace! Bă, dar nu... Tată, vină! Nu! Tată! Tată! Tată, tu vezi ce am... Tată, nu, îmi pare... De fapt, mie nu-mi pare rău. Ești răsumțit. Cum? Ce tot? Așa, Vleduț, îmi pare rău, Vleduț, deci mie chiar îmi pare rău, dar s-a ajuns la asta, Vleduț, s-a ajuns la asta. Tată, dă-mi banii aia de ți-am dat, dă-mi înapoi, eu pot să-mi iau, eu pot să-mi iau. Aaa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 a
Bă, deja nu e amuzant deloc, bă, fraților. Eu am venit aici la tatăl meu ca să iară faptul că s-a înșelat, practic că el a fost împotriva mea și că eu am reușit, i-am mai dat și bani și toate astea și el își bate joc de pianele mele. Ok, am bani să-mi cumpăr altele, dar își bate joc de fix de pianele mele preferate. Dacă nu mai găsesc același model, dacă nu mai găsesc nimic, acum ce să fac? Ia, mă pun și aici să stau puțin la televizorul ăsta, să mă liniștesc puțin și după o să plec acasă, că nu mai am ce să mai fac. Adică, pe bune, hai că mă pun în partea asta. Poți de fapt că rămân pe canapea aici. Bă, măcar acum să nu mai vină tachiul meu, chiar nu mai am chef de el. Vreau să stau aici puțin să-mi aduc aminte de zilele a... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.